de obicei, știți că programele la biserică durează cel puțin două ore. Deci când mă uit la ceas, înseamnă că mă de predicat vreo oră și 10 minute. Nu cred, sper că nu o să vă țin atâta. Știți că era la un moment dat un predicator, un vorbitor destul de tânăr, ca mine, și la final o soră l-a întâmpinat și a spus frate, ai predicat Dumnezeiește și îți dai seama că s-a bucurat tânărul ăsta și zice, așa mult v-a plăcut predica mea, așa mult v-a mișcat și zice, frate uh, ai predicat dumne Dumnezeiește pentru că a fost lungă predica ta ca îndurarea Domnului și neînțeleasă ca dragostea lui Așa că sper că astăzi să nu vă țin chiar atât de, de mult. Un singur verset vreau să citesc din 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 3. Apostolul Pavel spunea celor din Corint și este valabil și pentru noi astăzi. Dar mă tem ca, după cum șarpele a măgit pe Eva cu și replicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Amin! Am întâlnit astăzi foarte mulți credincioși care sunt dezamăgiți de Dumnezeu. Ai fost vreodată dezamăgit de Dumnezeu? Oterit, nu. Dar sunt oameni care sunt dezamăgiți de Dumnezeu și asta pentru că înainte de a fi dezamăgit de Dumnezeu, cineva l-a amăgit a fost amăgit înainte de cineva care i-a promis Marea Cusaria, probabil că a încercat anumite lucruri și apoi, bine, vorbim în contextul spiritual, în contextul bisericii și apoi, bineînțeles că dezamăgirea în străfundul inimii este la un moment dat cu privire la Dumnezeu. Lupta spirituală, trebuie să vă spun că este o luptă nu de puteri, nu e vorba despre cine este mai puternic, Dumnezeu sau diavolul. Pentru că lucrul acesta se știe. Diavolul deja este înfrânt. Lupta spirituală pe care fiecare dintre noi o ducem, are de-a face cu adevărul și minciuna. Dacă diavolul reușește să mă mintă, atunci voi fi înfrânt din punct de vedere spiritual. Nu pentru că el ar fi mai puternic decât Domnul și jertfa Domnului Iisus Hristos. Nu pentru că el ar fi mai puternic decât cuvântul lui Dumnezeu. Nici vorba de așa ceva. De aceea găsim în Sfânta Scriptură, supuneți-vă dar lui Dumnezeu și împotriviți-vă tar diavolului. Wow, să mă împotrivesc diavolului. Cum adică să te împotrivești tu tânăr diavolului? Uh, Raul, eu nici nu m-am botezat încă. Sau am numai un an de la botez, adică cum să mă împotrivesc eu? Doamne ferește, să mă rog eu pentru un om care știu care are duhuri. Wow, nu, nici vorbă, ce să se iei la mine? De ce-i teama asta? Pentru că diavolul te-a înșelat ești slab, ești neputincios, tu nu poți. Tu să fii lumină, sare, bă, vezi, de treabă, lasă să crești și tu. Oamenii adulți, după ani de experiență, și-am pus în seama experienței, iată, o amăgire. Pui în seama experienței maturitatea spirituală și nu în relația personală cu Isus Hristos. Ai impresia că tu, tânăr, abia după vârsta de 40 de ani, 35 de ani, abia atunci poți să zici, acum încep să fiu matur spiritual. Acum am început să citesc de mai multe ori Biblia, am auzit mai multe predici în viața mea, am mai multe experiențe cu Domnul, acum pot spune despre mine că am într-adevăr maturitate spirituală. Nici vorba asta este o minciună a diavolului. Maturitatea spirituală nu are de-a face cu, în primul rând, cu timpul, ci cu relația noastră personală cu Domnul Isus Hristos. De aceea aș vrea să te întreb de la început, ce relație ai cu Isus? Cum te simți știind că Domnul Isus Hristos, de exemplu, e astăzi aici, în mijlocul nostru și El este un Dumnezeu personal? Cum te simți știind că Isus este lângă tine? Că-ți cunoaște săptămâna trecută, weekendul, ziua de astăzi? inima, gândul. Diavolul te înșeală și spune, te răstignește, tași din gură, ascunde-te. Păi la câte păcate ai făcut, mai știi ce ai văzut, ce ai vorbit, ce ai făcut. Nu știi tu căutările inimii tale până la urmă. Adică, nu, 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 Hristos a fost El răstignit pentru păcatul tău. Asta ne spune Scriptura. Numai diavolul zice, Dumnezeu e un polițist. Ascunde-te, de ce să te... Taci, Am fost la un moment dat în căutarea unei motopompe de apă. Trebuia să scot ceva apă, să curăț un puț, săpat. Și am căutat pe internet mai multe oferte și am găsit o ofertă pe OLX, așa cum căutăm uniori, în urmă cu ceva ani, o motopompă nou-nouță, de firmă, la un preț avantajos. Știți deja ce urma, nu? Nu de pe Alibaba am luat, uh, nici, de pe, nici de pe Shane, nici de pe alte site-uri. Uh, și am zis, măi, eu oricum nu mă pricep la așa ceva, la chestii de astea. Uh, um, am luat pe cineva cu mine care am zis, măi, tu știi un pic? mai am mai lucrat eu, nu știu foarte am mai lucrat. Pai cu mine să mergem să o vedem. Am mers, am văzut-o aici undeva pe Aradului. Uh, Arăta bine, era nou-nouță, m-am uitat mult la etichete. Erau toate etichetele aceeași firmă, destul de... Da? am dat banul și am plecat. Și am zis, hai să o punem și în funcțiune acum. Și când am pus-o în funcțiune, la un moment dat, a făcut ca popcornul. Știți? Și am zis, nu se poate, nou-nouță. Și bineînțeles, apoi când am văzut materialul din care era, am fost foarte dezamăgit. În primul rând, de banii aia, puteam să-mi duc la KFC de ei, dar ideea este că nu m-am putut face treaba. Ideea este că n-am putut să-mi să curăț ce aveam eu nevoie. Și uneori, vedeți, noi suntem în căutare de anumite lucruri. Știți de ce? Pentru că avem nevoie. Ne doare și pentru că ai petrecut un timp într-un anumit loc, că l-ai risipit, te-ai uitat prea mult la filme, te doare și lucrul ăsta. Dar durerea mai mare din spatele risipei de timp, de bani, de prietenie, ai fost într-o relație de prietenie și ești dezamăgită, dezamăgit de băiat, de fată. Dincolo de lucrul ăsta, de fapt, tu ești dezamăgită că nevoia ta interioară n-a fost satisfăcută. Nevoia ta interioară n-a fost împlinită. Tu ai crezut că el, că ea, că în locul acela tu o să, o să câștigi ceva pentru Sufletul tău și ai fost dezamăgită sau dezamăgit. Una dintre amăgirile contemporane este cu privire la viața fără suferință. Se caută astăzi foarte mult să ni se transmită lucrul acesta, că viața aceasta, mai ales dacă ești copilul lui Dumnezeu, n-ar trebui să fie o viață de suferință. Când ai o astfel de, gândire, scopul vieții creștine este redirecționat de la cunoașterea și slujirea lui Hristos la alinarea durerii din inimă, pentru că există durere acolo. Adică noi nu putem să ne ascundem. Noi trăim într-o lume în care Biblia ne spune că zace în cel rău. Lumea asta în care noi trăim, în care tu trăiești și eu, trăi, eu trăiesc, zace în cel rău Lumea asta ne influențează, intrăm în contact cu ea, în coliziune cu lumea aceasta Și lumea ne rănește Apoi intrăm în contact unii cu ceilalți și noi suntem ființe păcătoase, ființe imperfecte Adică, la un moment dat, nu doar fața mea te va enerva La un moment dat, ceea ce fac eu, ceea ce spun eu, o să te scoată din pepeni Până la urmă, noi oamenii ne rănim. Și să nu mai zic că și noi personal ne facem rău. Dar noi nu mai căutăm, vedeți, în, în mintea noastră spunem noi trebuie să fim, să fim credincioși care să nu mai suferă. A venit Hristos, a suferit El pe cruce, e suficient, gata, eu vin la Hristos. Nu mai cu suferința. Vreau fericirea aici și acum. Ne dorim să experimentăm, din păcate, acum, ceea ce vom experimenta doar în împărăția lui Dumnezeu. Mi-am pus de atâtea ori întrebarea asta, Doamne, dar și în mod sincer mă rugam, strigam înaintea lui Dumnezeu și îi spuneam, Doamne, Tu știi cât îmi doresc să ies așa parcă din sângele meu păcatul? Simt că prin ADN-ul meu curge o fire care, parcă sunt o fabrică de păcate și eu nu-mi doresc asta, Doamne și mă învinovățeam, dar de ce? De ce gânduri? De ce fapte? De ce una și alta? Doamne, dar eu nu vreau. Și mă trezeam ca apostolul Pavel spunând, eu vreau să fac binele și uite că răul stă lipit de mine și uite ce fac, nenorocitul de mine. Și eu aveam așteptarea ca aici, pe pământul acesta, să trăiesc ceea ce voi trăi doar în cer. Pace de plină, bucurie de plină, lipsa păcatului, Sfințire de plină, Dumnezeu în toată splendoarea sa. Unii învață foarte ușor să se prefacă că simt ceea ce nu simt cu privire la Dumnezeu. A fost cazul și cazul meu. Încercând să fiu cu mâinile pe sus, poate, să cânt mai tare, să mă rog mai tare, poate. Și am zis, eu trebuie să simt o, o, o prezență de plină a lui Dumnezeu. Eu trebuie să, să, să fie numai Dumnezeu în inima mea. Știți când a fost numai Dumnezeu în inima mea și când au fost momente? în care m-am simțit copleșit și sunt momente în care mă simt copleșit în momentul în care mă duc cu durerea inimii mele și cu păcatul meu la Dumnezeu și mă pocăiesc. În momentul în care recunosc înaintea lui Dumnezeu, Doamne, uite cine sunt, uite ce fac, uite ce trăiesc, Doamne. În momentul pocăinței mele și momentelor mele de pocăință sunt doar momente în care mă simt copleșit de dragostea lui Dumnezeu, de acceptarea lui Dumnezeu. Și mi-se aduce aminte așa cum se spunea de cruce. Dar atunci sunt momentele acestea, numai că noi încercăm și știți ce se întâmplă? Sunt alții care privesc la poate la cei din, din față și spun, wow, ce viață faină, wow, ce, cu câtă pasiune. Da, este pasiune acolo. Asta nu înseamnă că nu este durere acolo. Este pasiune, este vlab, este dorință de a fi pe placul lui Dumnezeu, dar nu înseamnă că nu este durere. Și sunt foarte mulți care se prefac că o duc bine, Păi dacă așa este viața cu Dumnezeu, dacă așa arată viața cu Dumnezeu, fără momente de îngrijorare, că mă ui și numai apar că toți, sau cei din față, o duc foarte bine, parcă și oamenii ăștia nu sunt îngrijorați deloc. Pe păi atunci înseamnă că trebuie să arăt și eu spiritual, nu? Bine, părinții știu cel mai bine, cei care stați încă cu părinții știu cel mai bine, de fapt, viața. Atâta imitare a spiritualității este astăzi. Pentru că vrem să ascundem suferința. Pentru că ni s-a înloculat în mintea noastră că viața cu Hristos este fără suferință. Și încerci să imiți că tu ești bine cu Domnul. Să imit că eu sunt bine cu Domnul. Domnul, stânca mea! Te! Am ieșit din biserică și mă simt tot singur. Mă simt fără putere. Vine din nou ispita, cad din nou. Și zic, e, lasă. Nu-i mare brânză. Nu-i păcatul ăla mare încă. Pe pământ există doar două posibilități. Fie să recunoaștem suferințele din, din inima noastră, fie să ne prefacem că nu suferim. Ori, ori, recunoaștem, Doamne, astea, astea, sunt eu, astea sunt suferințele inimii mele, astea sunt durerile, astea sunt traumele. A, ah, fugim de cuvântul ăsta, traume, că nu ne place, astea sunt foarte multă traumă, foarte trau, și toți se plâng, toți se vină. Nu e vorba de plângere. E vorba că păcatul ne-a rănit. E vorba că firea pământească a noastră a, 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 creează păcate în viața noastră și care ne duc spre, spre durere, spre suferință, ne facem rău singuri. Sau există cealaltă categorie care se prac, pe fac, uh, sau zic, eh, eu acum am venit aici la tineret să iau un număr de telefon. Lasă-mă cu inima, cu domnul, cu astea, știu eu. Tata meu e slujitor. Ce îmi spui tu mie? Eu de mic am crescut cu Biblia, eu cu rugăciunile prin biserică, eu slujesc. Adică ce îmi spui mie cu de azi? Lasă-mă acum, că nu suntem tineret. acum e vorba că e viața, să ne bucurăm și noi. Nu ca aia din lume, nu mergem cu băutură și discotecă. Da, Dar vreau să-mi dau și eu un pic drumul ăla, Să știe lumea că am și eu niște daruri, abilități de a interacționa. Nu... E foarte bine să fim deschiși, e foarte bine să, să... Ne căutăm partenerul de viață în, în, în biserică. Dar dacă vine Domnul și nu mai a pus să te căsătorești, dincolo de căsnicia noastră, dincolo de facultatea noastră, dincolo de realizările noastre, e, e veșnicia, e sufletul nostru. Din ce categorie ești? Recunoști suferințele inimii tale? Te prefaci? Vedeți, avem tendința să privim în primul rând spre viitor, spre cer și spunem wow, ce fain va fi atunci. Nu, 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 prima dată ar trebui să nu să privești spre viitor, ar trebui să privești spre interior. Spre inima ta privește în primul rând. Da, dacă am intrat și ne-am am, am, ne -am întâlnit vreodată, uh, da, nu par de speriat, sper, uh, cum spunea Elisei, uh, sănătate, sănătate, uh, am discutat foarte multe despre cer. Am putea discuta foarte multe despre viitor și cum vezi tu viitorul și cum o să fie așa și cum e cu Dumnezeu și cum o să-ți imaginezi tu cu îngerii și cum o să fie acolo în cer. Și poate că am discutat foarte multe, dar dacă am stat să discutăm puțin despre inimile noastre, discuția cred că s-ar încheia foarte repede. Sau vom ajunge să plângem amândoi. Pentru că în inimile noastre este suferință. Spiritualitatea clădită pe fățărnicie, să știți că nu este spiritualitate. Și nu truda noastră este răspunsul pentru nevoia Sufletului nostru, ci așa cum a cântat, crucea. Trebuie să ajungem la crucea lui Hristos. Iubirea ce o găsim acolo la cruce, în mijlocul suferințelor noastre, să fii plin de suferință și să mergi la Hristos, să mergi la cruce. În primul rând, îți vei da seama că suferințele pe care tu le, 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 le porți sunt atât de mici, dar nu le acoperi. Că uneori așa facem. Ne comparăm cu cei care suferă mai mult și spunem, bă, tași din gură, lasă acolo durerea că față de ăla. Nu o lăsa așa. Când mergi la cruce, Hristos nu spune, auzi, uite -te la mine când am suferit. Așa că nu te mai plânge tu. Da? Nu te mai plânge, lasă, eu ți-am dat iertarea, simte-te iertat și la revedere. Așteaptă să vină cerul. Ci Hristos stă acolo pe cruce, nu mai e pe cruce, s-a dat jos, și la cruce vei întâlni Îmbrățișarea Lui. Asta mi-a plăcut la Hristos. Măcar că umbla pe drum din, din sat în sat, el se oprea la oameni, nu la funcțiile lor. Și să te de vorbă cu fiecare. Hristos te acceptă. Din ce mă rugam, îmi venea această ilustrație și spuneam, Doamne, îți mulțumesc că m-ai luat și pe, și pe mine în cazul Tău, cum ar veni. M-ai luat și pe mine ca un caz al Tău. Știți când am fost internat în spital? în unul cu mai mulți ani, mă bucuram așa de mult când venea medicul care se ocupa de mine. Venea la vizită. Venea fie dimineața, cel mai mult dimineața, și apoi seara dacă mai era prin spital. Și cumva eram în cazul ei, a doamnei doctor. Și când venea, aveam întrebări și îi spuneam, sunt bine, și cum sunt analizele. Și mă simțeam atât de liniștit că a venit cea care se ocupă de mine în sfârșit. Sau dacă așteptai în sala de așteptare, la urgențe, da? și până să așteptai rândul și venea în sfârșit. Și Raul Damian, aici, cum uh, în sfârșit, cineva se ocupă de mine. Intrai la urgență și vedeai unui tăiat, unui rupt, unui pe moarte, unui cu aparate. Tu ai numai niște dureri, ai o colică renală. Dar cineva te-a luat și pe tine cu colica aia mică renală ta. Te-a luat cineva și mă gândesc la Hristos. Da, noi facem comparații. Nu, criminalii să vină la Hristos. Să vină hoții, prea curvarii, curvarii, ăia să meargă. Eu, eu numai câteva imagini, eu câteva bârfe, eu câteva glume nepotrivite. Uh, dar Hristos la cruce, când mă duc la cruce cu suferința asta, pentru că și păcatele se provoacă suferință, când mă duc la cruce, Hristos spune, e rândul tău. Vei fi, voi fi doctorul tău și vreau să mă ocup de tine. Așa, cu, cu durerea asta, tu spui mică, nu e mică. Dumnezeu știe că e mare. Și vine și se ocupă de tine. Și nu e un doctor care vine din când în când. El în fiecare zi poți să-l întrebi, Doamne, cum sunt acum? Sunt bine acum. Și el îți va zice, mai trebuie să mai iei, uite, tratamentul ăsta. Mai trebuie, uite, să ne ocupăm acum de lucrul ăsta. Sunt lucruri pe care tu nu le poți face. Asta este o mare luptă. Când încercăm noi prin truda noastră să ne vindecăm singuri. Și Hristos zice, sunt lucruri pe care tu nu poți să le faci. Oricât ai vrea, oricât ai încerca, nu le poți face. Lasă-mă pe mine să te vindec. Aparența maturității este să arăți bine. Sunt matur, arăt bine din punct de vedere spiritual, mă rog bine, cum se cade, mă comport bine în biserică, am îmbrăcămintea potrivită, am vorbirea potrivită, sunt matur spiritual. Asta este doar o aparență. Fariseii s-au specializat în a arăta bine. Arătau foarte bine farisei. Foarte bine. Mult mai bine decât mine. Și cu toate acestea, Hristos le spune, vai de voi, doar arătați bine, dar nu sunteți bine. Și fugiți de durerea și de suferința din inima voastră. Cei mai mulți dintre noi trecem prin viața aceasta, sau cel puțin până acum, doar descurcându-ne, nu schimbându-ne. Asta cum mă descurc. Cu Domnul mă descurc. Eu mai mă duc o dată la tine, mă mai duc duminică, mai încerc iertare de seară. A, mă descurc. Vreau să supraviețuiesc. nu e vorba de viața din belșug pe care Hristos a adus-o. Nu, mai mult încercăm să ne descurcăm, nu să ne schimbăm. Pentru că schimbarea înseamnă durere spre vindecare. Negăm suferințele din viața noastră în loc să le aducem la Hristos. Se apelează așa de mult astăzi la performanță în loc de dependență de Dumnezeu. Acestea ne duc la atât de multe locuri periculoase. Când te gândești că performanțele tale... Dar am fost crescuți până la urmă. Numai în momentul în care făceam ceva eram răsplătiți. Numai în momentul în care făceam ceva eram văzuți. Am crescut într-o familie cu 12 copii și îți dai seama, când sunt 12 copii, nu o să mama cu fiecare în parte. Am ajuns la un moment dat să... Aveam, aveam simptome somatice. În timpul nopții... Mă luau durerile de, de, de stomac și de la nimic, am fost la analize și nimica. Și m-am gândit, după ani de zile, m-am gândit, oare nu era dorința mea să fiu și eu văzut? Eram chiar la mijloc în familie. Ne creșteam unul pe altul și oare, am zis, oare nu era doar dorința mea? Unii ori, da, vrem să fim văzuți prin lucruri bune, facem lucruri, activități, performanță, predicăm, cântăm, facem misiune, facem daruri bune, să ne vadă și pe noi și cineva. În spatele acestei, acestor performanțe sunt niște nevoi. Dar uneori faci prostii ca să fii văzut. Uneori se te vadă tata, mama, faci prostii, măcar și dacă te ceartă, și dacă te pedepsește, nu contează. În sfârșit, măcar să, să se lege de tine cineva. Și ducem în locuri periculoase, vă spuneam, această stare de, de a fi mai degrabă performanță decât dependență de Dumnezeu. În primul rând, rugăciuni. Ajungem la rugăciuni în care emitem pretenții, nu cereri. M-am trezit de atâtea ori în care am venit cu pretenții înaintea Lui Dumnezeu. Doamne, după atâta performanță, merit și eu să fiu ascultat de Tine. Doamne, am fost la biserică, Doamne, m-am implicat, Doamne, dar nu ți se pare că aș avea și eu dreptul la, la bunătatea Ta, la intervenția Ta divină, Doamne? Și pentru multă vreme, pentru mulți ani de zile, n-am înțeles cartea Iov. N-am înțeles-o. Că citeam răspunsurile celor trei prieteni și am măi, dar răspunsurile sunt perfecte, din punctul meu de vedere. De ce Dumnezeu i-a certat pe a trei? Și nu înțelegeam cartea eu foarte bine. Înțelegeam, eu a suferit, ok, a avut întrebări, dar cel puțin mesajul celor trei. Uitați-vă că mesajul celor trei nu era rău, în mare parte e bun. Doar că induceau pretenția. Dumnezeu ar trebui, dacă ai fi neprihănit, Dumnezeu nu te-ar lăsa. Ai cumva... Și, cade în păcat. La început, Iov zice, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, ok, are o inimă bună. Dar în capitolul 23, cred că, apoi 31, dacă nu mă înșel, îl vedem pe Iov care începe să-l iei, să aibă pretenții de la Dumnezeu. O, dacă m-aș învățișa înaintea ta și ți-aș arăta, neprihănirea mea și vine cu pretenții la om. De ce? El a crezut în performanțele lui de a fi neprihănit. Și ascundem suferința noastră cu performanțe și apoi ajungem la rugăciuni în care nu mai facem cereri, te rog frumos. Ai vrea să-mi dai, ai vrea să mă ajut, te rog frumos. Vrei să mă ajut, te rog frumos, îmi spui dacă asta este voia ta. Nu, Doamne, dar merit. Doamne, dar eu Doamne, ai văzut că eu nu fac ca ceilalți din lume. Eu nu mă duc în club, eu nu mă duc, eu n-am relații imorale. Doamne, eu m-am ferit și de băutură, și de al droguri, și de alcool, și de înjurături. Și... Doamne, dar tu ai văzut cât m-am luptat eu să fiu moral? Da, moral ai fost. Și apoi cu pretenția asta venim înainte de Dumnezeu. Doamne, dar trimite-mă Partenerul pe potrivit, Doamne, vorbește mi odată la ce facultate să mă duc, Doamne, dar spune -mi și mie. Și mergem cu pretenții înaintea lui Dumnezeu din cauza performanțelor noastre care ascund în spate niște suferințe ale noastre. Ba, ajungem mai periculos. Ajungem în rolul acela în care dorim să-L controlăm pe Dumnezeu. Sună ciudat, așa e? Seam de vorbă săptămâna trecută cu cineva care mi-a vorbit puțin despre o situație dificilă din viață și, printre altele, îmi spunea de disciplinele spirituale, da, care sunt foarte bune, sunt necesare. Da, și aici s-au vorbit despre maturitate. Dar uneori știți ce am observat? Că cu disciplinele spirituale încercăm să-l controlăm noi pe Dumnezeu. Am postit două zile, Doamne, și de ce am postit, nu? Să intervii. Adică postul e cârligul cu care îl trag pe Dumnezeu din cer să vină în casa mea, în inima mea, în viața mea, la facultate, la locul de muncă. Vin aici și rezolvăm. Dar eu recunosc că nu am putere, eu recunosc că nu pot, e, sunt peste, e peste puterile mele, că dacă n-ar fi fost eu oricum, vezi că mă descur și încerc să-mi controlez, dar la un moment dat văd vulnerabilitatea, văd limitările mele și nu mai pot. Ei, ce am, am fost noi învățați? Luăm cârligul, rugăciunea, vin o aici. Și încercăm să-l controlăm pe Dumnezeu, în loc să lăsăm pe el să fie Dumnezeu și noi să fim vindecați de Dumnezeu. Sau confundăm relația cu Dumnezeu, cu reușitele noastre. Mai vorbeam zile astea cu câteva persoane și spuneam de, de anumite nevoi pe care le avem noi în inima noastră. Avem nevoi uh, ocazionale, aș putea să le spun, da? nevoia de a, de a ști care este rezultatul de la analize spre exemplu, și aștepți. E nevoia mea, vreau să știu, o să continui cu un tratament, o să trebuiască să mă duc la un medic, vreau să știu, sau o să am liniște. E nevoia mea să știu, sunt în siguranță, sunt sănătos. Sau rezultatul de la un examen, sau de rezultatul de la bacalaureat, sau aștept, de ce? În funcție de la, știu, la ce facultate mă duc, ce aleg mai pe viitor, mă duc în străinătate la căpșuni, știu încă un an de zile până când dau din nou bacul, nu știu exact. Dar avem nevoie asta, dar avem și nevoi relaționale, vă spuneam la început. Avem nevoie de, de, de a relaționa unii cu ceilalți. Și cea mai, cea mai adâncă nevoie a noastră este nevoia de Dumnezeu. Nu mai știți ce facem noi, suntem înșelați. De ce? Datorită suferinței din viața noastră, o acoperim cu performanțe sau o negăm. Și apoi performanțele din viața noastră vin și ne spun, ai o relație cu Dumnezeu după seara asta, după predica asta, mă duc acasă și îi spun, mintea vrea să-mi zică, Raul, ai o relație super cu Dumnezeu. Dar eu nu stau de vorbă cu el în rugăciune. Doar în urma performanței, doar în urma slujirii, eu spun că am o relație perfectă cu Dumnezeu. Sunt zile în care te trezești bine dispusă, bine dispus, ba mai mult poate că o săptămână în care ai vorbit și despre Dumnezeu cu un coleg, cu o colegă și spui am o relație super cu Dumnezeu și spun, pun performanțele la nevoia mea lăuntrică de Dumnezeu, dar săptămâna aia tu nu te-ai rugat, tu n-ai citit, nu te-ai hrănit, nu te-ai hrănit sufletul cu, cu cuvântul lui Dumnezeu și astfel iată cum ne înșelăm singuri pun nevoia performanțelor în locul nevoi relației adânci și profunde cu Dumnezeu. Și ne trezim mulți că avem relații cu Dumnezeu puternice, strânse, când de fapt sunt doar niște răspunsuri ale Lui Dumnezeu în harul Lui, în mila Lui. Sunt niște rezultate pozitive ale analizelor. E o zi în care te simți mai bine pentru că ai reușit să faci curățenie. Pentru că ai reușit după nu știu câte zile să știu eu ce să faci. Măcar că experimentăm oboseala sufletească, suntem de atâtea ori înșelați să depunem mai mult efort, mai mult efort, în loc să ne odihnim în Hristos. Aș să te întreb, ești dependent de Dumnezeu? Sau încă încerci să îi demonstrezi cine și cât poți face? Te bazezi pe performanțele tale, acoperind niște dureri ale inimii tale, Dumnezeu nu are nevoie de predica mea. Dumnezeu nu are nevoie de slujirea mea. Să-mi face un, un, har să fiu lucrător împreună cu El. Dar El lucrează. Darurile de la Duhul Sfânt, slujirea e de la Domnul Isus Hristos. Totul e de la El, prin El, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Să mă dau eu o vitează acum? Cu ce să mă dau vitează? cu prostiile care le-am făcut, poate. Dumnezeu nu are nevoie. Dumnezeu ne dă harul ăsta să stăm lângă El, să vedem puterea Lui, să vedem mărăția Lui, să vedem frumusețea Lui, să te simți în siguranță, vă spuneam de cazul acela cu doctorul, să știi că ești, în, ești, ești protejat, să, 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 să fie cel mai bun doctor cu tine în spital, cel mai bun zi și noapte, zi și noapte, și treaz tot timpul și pregătiți să intervină. Cel puțin ții că ai fi extraordinar de relaxat, cred că te-ai și vindecat. Scopul nostru nu este să scăpăm de toată suferința, acum, ci să fim pe placul lui Dumnezeu, inclusiv în suferință. Să fim pe placul în temniță, pa, Pavel și sila lăudau pe Dumnezeu. În suferință, nu e ușor, nu e ușor. Dar asta suntem chemați și nu suntem singuri. Nu suntem singuri, de asta e, e nevoie de drumul la cruce. Fără drumul la cruce, ne vom înșela și vom suferi. Cum rămâne cu durerea mea? O duc la cruce. Acolo găsesc iubirea transformatoare. Care mă transformă. Nu doar care mă mângâie. Vedeți, noi nu iubim pentru că ne simțim iubiți. Noi iubim pentru că am fost iubiți și iubirea aceasta m-a schimbat. Adică nu mă duc la, la, la Hristos numai să-mi facă dragă, dragă. Și dragostea lui de tată, dragostea lui de domn, de stăpân, îmi transformă, îmi schimbă inima mea. Mă transformă, nu doar mă mângâie. Mă formează, nu doar mă informează. Noi cu copiii noștri, noi nu doar îi informăm. Ai grijă că dacă bași mâinile în priză, te curentezi. Dacă pui mâna pe aragaz, te arzi. Noi nu doar informăm copiii noștri, noi formăm prin obiceiurile casei noastre, prin felul de a trăi noi ca părinți. Ei se uită la noi și preiau un stil de viață, adică ei se formează cât timp stau cu noi. Asta face și Dumnezeu. O altă amăgire a zilelor noastre. Hristos, o variantă pentru o viață mai bună pentru mine. Am încercat multe în viața asta, am încercat aia și aia, și am văzut că nu există satisfacție. Ce ar fi să încerc și pe Hristos? Și l-am pus în același rang cu drogurile, adulterul, băuturile, nevo nevoile firii pământești. Am zis, în aceeași categorie este și Hristos. Hai să vedem dacă merge cu El. Cam auzi că El îți dă, că El îți face, că El te... Oare cum împăcăm cuvintele pe care le Domnul Iisus Hristos le spunea în Matei, capitolul 10, versetul 22? Cum împaci cuvintele astea cu o viață bună, o viață fericită, o viață extraordinară, cu... vesti fi urâți. Veți urâți de toți, din pricina numelui meu. Cum împăcăm aceste cuvinte de fericit, minunat este cu Domnul... Cu cuvintele Apostolului Pavel, faptele Apostolului, capitolul 14, versetul 22. El îi încuraja, au zis pe ucenici, îi întăria, întărind sufletele ucenicilor și el îi îndemna să stăruiască în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu, că noi vrem să intrăm în cer, nu în împărăția lui Dumnezeu, vrem și acolo, trebuie să intrăm prin multe necazuri. Cum se împacă viața? Vino la Hristos o să ai o viață mai bună, să-ți bine. Ai încercat aia, nu a mers, Băi, eu zic, am rețeta pentru tine. Hristos, viața mai bună. Ce zici de ucenicii Domnului? Decapitați, spânzurați, târâți până când au murit. Evanghelia are promisiunea unei neprihăniri în schimb, nu unei vieți mai bune. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 30. Și voi, prin el, sunteți în Hristos, Iisus El, Hristos, a fost făcut de Dumnezeu pentru noi, înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Și mă opresc la cuvântul neprihănire. El, Hristos, asta ne oferă, în schimb, nu o viață mai bună, ci neprihănirea sa. E, nu știu dacă zicem multe lucruri ăsta. Nu știu dacă înțelegem noi chiar cuvântul neprihănire. Într-o zi. Colega noastră de la radio, Cristina Olariu, i-a scris un mail regelui Mihai, că vrea să iei un interviu. Și-a primit un mail înapoi și a spus așa, Astăzi regele Mihai nu se simte bine și n-ar putea să, să vorbească, dar ar fi disponibil pentru ziua de... Și-a dat acolo câteva zile, marți, miercuri sau vineri, dacă... Și a scris acolo, dacă alegeți marți dimineață să veniți, va trebui să vă îmbrăcați așa, să aveți frizura așa și bijuteriile astea le puteți purta. Dacă veniți seara, este un dineu, seara va trebui să vă îmbrăcați așa, altfel, va trebui să aveți alte bijuterii și ar trebui, bineînțeles, o altă coafură. Adică un rege uman îți spune cum să vii la el. Nu poți veni oricum, nu poți să te prezinți înaintea unui rege. Mă duc în training, cam eu chef. În zilele noastre și sunt și restaurante care nu te mai primesc oricum. Sunt locuri unde nu te mai primesc oricum. Crezi că am putea noi merge înaintea lui Dumnezeu, care este sfânt, sfânt, sfânt. sfânt? Cu performanțele noastre, cu viața noastră. Și ce înseamnă că El a fost făcut pentru noi neprihănire? Că este haina, singura haină acceptată de Dumnezeu. Pentru cineva. Spuneți, Sfânta Scriptură, că toate faptele noastre bune sunt o haină mânjită înaintea lui. Adică, oricât aș încerca eu să fac, chiar spirituale lucruri spirituale, oricât de mult m-aș strădui eu să fac, să-mi dau silința, Dumnezeu nu mă poate primi. Am o haină mânjită dacă mă bazez pe ceea ce fac eu. Numai dacă mă îmbrac cu neprihănirea lui Hristos. Noi suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu, nu singuri lângă Dumnezeu. Noi am fost îmbrăcați cu neprihănirea lui Hristos, cel care a trăit fără păcat, cel care a făcut voia lui Dumnezeu în toate. Noi n-am făcut, eu n-am făcut voia lui Dumnezeu în toate. Eu am păcătuit și păcătuiesc. Nu mă poate primi Dumnezeu pe mine, doar că zraul Damian. Eu sunt primit înaintea Lui Dumnezeu și cu tine, doar datorită neprihănirii Lui Hristos, doar acestei haine a neprihănirii sfinte, fără de păcat. Asta înseamnă că El a fost făcut neprihănire pentru noi și noi acum suntem primiți înaintea Lui Dumnezeu, nu datorită nouă. Doamne, uh, acum hai că totuși iau în serios momentul ăsta de rugăciune și hai că vreau să-ți spun ceva din inima mea. Adică, uh, îți dau un pic de atenție, Doamne, acum și ție. Dumnezeu stă în ceruri și râde de oameni, de unii care încearcă să-l bat jocorească, de unii care îl ignoră, de unii care cred că ei sunt buni, tari, șmecheri. Înaintea lui, Christ, înaintea lui Dumnezeu eu nu pot veni decât îmbrăcat în neprihănirea lui Hristos și amăgirea pentru noi în zilele noastre este vino la Hristos că o să ai o viață mai bună. Nu, o să primești această haină a neprihănirii și vom merge și vom trăi în viața asta smeriți recunoscând slava lui Dumnezeu, recunoscând jerfa lui Hristos, recunoscând harul care mi s-a dat și mie să mă duc înaintea regelui regilor. Și în sfârșit am și o haină potrivită, că nu puteam și n aveam de unde să fac rost. Și lumea asta, în lumea asta nu există un loc în care să putem fi îmbrăcați adecvat pentru a ne înfățișa înaintea lui Dumnezeu, decât Hristos. Matei 5 cu 20 le spunea Domnul Iisus Hristos ucenicilor, că dacă neprihănirea voastră nu va întrece pe cea a cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chim nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Care era neprihănirea fariseilor și a cărturarilor? Haina faptelor bune, haina legii. Eu respect, eu fac, eu dreg. Lumea mă aplaudă. Și vine Hristos și zice, morminte văruite, pe din afară, brici, înăuntru, miroase urât. Asta este, asta este o altă amăgire că sunt oameni care zic vino la Hristos! Vină la Hristos și o să ai o viață mai bună. Nu, o să primești, inima ta îmbibată de păcat nu se poate prezenta înaintea lui Dumnezeu. Viața ta trăită pe pământul acesta, prin mintea ta, prin puterile tale, nu vor putea să-ți aducă starea asta potrivită înaintea lui Dumnezeu, care este Sfânt ci numai acceptarea domniei lui Hristos, Haine, acestea a neprihă, neprihănirii peste viața mea, doar așa vom putea ajunge înaintea lui Dumnezeu. Ca și Domnul Iisus Hristos și Apostolul Pavel a predicat și faptul că viața creștină este o viață ale pădării de sine. Suntem chemați să crucificăm eul și să ne îmbrăcăm cu Hristos, Matei 5 cu 6, spunea Domnul Iisus Hristos în predicat de pe munte, în acele fericiri frumoase, ferice de cei flămânși și însetați după Performanță. După rezultate. După neprihănire. Neprihănirea Lui Hristos. De ce îi vor fi săturați. Hristos nu este o variantă mai bună pentru mine, ci este singura soluție pentru păcatele mele și pentru acceptarea mea înaintea lui Dumnezeu. Iisus Hristos nu este o variantă mai bună pentru tine, pentru o viață mai bună. El este singura variantă pentru păcatele Tale. Și pentru ca tot să fie acceptat la finalul alergării tale și alergării mele de pe pământul acesta înaintea, înaintea Creatorului nostru. Și ultima amăgire pentru seara asta, sunt foarte multe, este faptul că Hristos vrea să ne uimească prin puterea Sa. Este o altă amângire. Și am observat faptul că în zilele noastre se dezvoltă foarte mult lucrarea aceasta de eliberare, de vindecare și sunt tot felul de... Nu mă înțelegeți greșit. Cred în vindecări. Dumnezeu m-a vindecat pe mine. Medicii n-au putut. Patru ani de zile am umblat la medici. În țară, în străinătate, în țară, în multe județe. A fost, dar, cred că, la peste 20-30 de medici. Analize după analize. Nu m-au vindecat. Hristos, Dumnezeu m-a vindecat. Cred în eliberare, pentru că am fost eliberat. De foarte multe lanțuri. Cred în toate lucrurile acestea. Dar... Din păcate, astăzi suntem atrași și oamenii suntem atrași mai mult spre acest, suntem atrași mai, mai mult spre această senzație, această, această, dorință de, de wow, să văd ceva. În loc să. să ni se, vedeți că ni, suntem defocusați de la adevărul. Cine te face pe tine liber? Adevărul. Adevărul, vom, veți cunoaște adevărul și adevăr, adevărul vă face slobos, liber. Deci suntem atrași de la adevăr spre ceva mai confortabil, și confortabil e să mă duc eu să spună cineva mâna peste mine și deodată, up, gata, nu mai sunt atras de pofte, nu mă mai uiți la nimic, nu mai sunt atras de nicio substanță, nu mai gata. Ce confortabil, ce liniștit, ce fain. Când Hristos, de fapt, mă cheamă la o viață de sfințire personală, să mă sfințesc, eu caut senzații. Să dați ce spune Domnul Iisus Hristos, Matei, capitolul 16, versetul 4, nu era convenabil pentru ei, nici confortabil ce le spunea Iisus. Spune, un neam viclean și prea curvar cere un semn. Vor senzații, vor wow -i. Dar problema este că în inima lor ei sunt vicleni. Dar ei vor semne. Ei vor wow. Dar inima lor este prea curvie. E păcat în loc să se ocupe de, de, inima lor, în loc să se ocupe de, de păcatele din inima lor, ei vor senzații, ei vor lucruri. Vedeți? În Noul Testament, când vorbim despre vindecări, vindecările nu au depins de credința beneficiarului. Sunt cazuri în care mergi la astfel de întâlniri și apoi ți se spune, n-ai avut suficientă credință, îmi pare rău. Credința ta n-a putut să facă vindecarea. Rare ori, Domnul Iisus Hristos a raportat și la credință. Dar n-a fost ceea ce a adus la vindecarea lor, ci puterea lui i-a vindecat. În Noul Testament nu au fost făcute vindecări pentru bani sau faimă. Domnul Isus Hristos nu a vindecat pe nimeni pentru un câștig material sau pentru un renume. Ba din potrivă spunea, taci să nu zici la nimeni, nu la preot. Astăzi veniți, aici vor fi Fratele cu tare, fratele cu tare. Fiu, fiu, fiu vu, Vuiet. Fiu, reclame, marketing. dute, te amăgire, mergi acolo. Te roși, pleci de acolo. Același păcate trești. Și zici, dar cum? Și după a devii dezamăgit de Dumnezeu. Dar am fost, am fost la seri speciale de eliberare, de vindecare. Și eu tot nevindecat am plecat. Eu tot păcătos, eu tot dependent. Ce se întâmplă? Doamne! Ai dezamăgit. O, mamă, du la biserică. Nu au fost programate vindecările. Uitați-vă în Noul Testament, soacra lui Petru. Nu au fost, Petru, doamne, au mers acolo, la, în casa lui. La poarta frumoasă, Petru și Ioan, au, ei au mers la ora de rugăciune. Ei nu au fost programați. Veniți, atunci o să fie o conferință specială de eliberare, de vindecare. Și programăm, noi acum îl programăm pe Dumnezeu să ne vindece astăzi. Astăzi îl programăm, Doamne, ai grijă ca ai program mâine. Mâine seara va trebui să faci multe vindecări în locul ăsta. Așa că îți facem noi ție program, o să vină oamenii, noi în numele tău îi chemăm aici pe oameni și așa că vei fi nevoit să-i vindeci. Și devenim noi Dumnezei. Și noi după aceea, cine și-a la, 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 Pe, pe a fi cine? Iisus Hristos? Nu, e numele. Va fi predicator va fi el. Este o amăgire care trăim în societatea de astăzi. Foarte multe mișcări de genul acesta. Vedeți, în uh, evanghelia terapeutică care există și astăzi, ni se spune că noi suntem goi și trebuie să fim umpluți. Cine e în centru? Până aici. Noi suntem goi. Și cine trebuie să fim umpluți? Eu. Asta este o evanghelie terapeutică. Evanghelia biblică ne spune că Isus Hristos Trebuie să domnească în inima mea. Că eu trebuie să fiu, să mă supun lui Hristos. Că eu trebuie să fiu robul Său, măcar că El mă face fiu și fică. Evanghelia Biblică vorbește de faptul că, într-adevăr, sunt un om păcătos și că inima mea are nevoie de un Domnitor capabil, pentru că eu, în primul rând, nu pot să fiu Domnitorul inimii mele, iar celălalt mă duce la moarte. Uite-te în viața ta. Ești secat, ești ca, ești uscat din punct de vedere spiritual. Nu simți nicio plăcere să citești Biblia, nu simți nicio plăcere să te rogi. Deci ești foarte secat. Și zici, Aaah! avem nevoie de un stăpân care să știe ce să facă cu viața noastră pentru că noi nu știm. Uitați-vă ce decizii proaste am luat în viață. Pentru că nu știm. Avem nevoie de Dumnezeu ca Domn în viața noastră. Domnul Iisus Hristos am împlinit tot ce era necesar pentru sufletele copiilor săi. Și așa după cum citeam în 1 Corinteni 1 cu 30, El nu este doar neprihănirea noastră, El este și sfințirea noastră. Pentru că adevărata vindecare este să devenim din oameni păcătoși, oameni sfinți. Asta este adevărata vindecare. Din oameni care săvârșeau păcatul, acum să fie oameni care se sfințesc, oameni care trăiesc curat. Și sfințirea adevărată, așa cum o găsim în Sfânta Scriptură, nu vorbește, ci trăiește altfel. Astăzi poți vorbi și vorbim foarte ușor despre Dumnezeu, despre valorile lui Dumnezeu și am început să înțelegem cumva într-un fel doctrina credinței câteva lucruri din ea și începem să mărturisim altora Sfințirea adevărată nu vorbește doar altfel, nu mai vorbesc prostile dinainte, în jurăturile, acum vorbesc doar altfel. Nu, Sfințirea adevărată trăiește altfel. Sfințirea adevărată nu e sensibilizare, ci este schimbare. Pentru că foarte mulți, la foarte multe predici, la foarte multe povestiri de astea, poveștile care le auzim astea sensibile, să știți că ne, dau la, ne fac să ne dăm lacrimile, numai că lacrimile astea și poveștile astea, când mă duc în fața calculatorului, în fața pornografiei, nu o să-ți dea puterea acea poveste să, să biruiești acea ispită a pornografiei. Nu o să-ți dea. Numai cuvântul lui Dumnezeu o să-ți dea putere. Numai prezența și domnia lui Hristos în inima mea o să-mi dea putere. Numai vindecarea sufletului meu, în momentul în care îi mulțumesc și și, și uh, văd iubirea lui Hristos, văd acceptarea lui, văd tot ce a făcut el pentru mine, văd cum se ocupă de Sufletul meu, cum să te rănesc pe tine, Dumnezeule? Cum aș putea să fac un asemenea păcat împotriva Cerului, împotriva lui Dumnezeu? Așa ne vom gândi, așa vom ajunge să lăsăm păcatul. Până atunci, doar dacă auzim povești, lăcrimi, așa pe aici, pe acolo, vom merge și vom cădea. Că ele nu ne vor da putere. Sfințirea adevărată nu e sensibilizare În sensul că la o predică ai fost un pic sensibilizat Ai fost un pic atâțat Și după se stinge totul E schimbare, este transformare E o decizie pe care o iau Doamne, vreau să trăiesc altfel Numai că nu pot să trăiesc altfel Doamne, eu n-am nevoie doar să aduci lucruri în viața mea Eu vreau să domnești în viața mea eu vreau să fii tu stăpânul vieții mele nu vreau doar să-mi dai lucruri, lucruri spirituale. Știți că am mai zis, cred că în biserica noastră, uh, uneori mă rugam Domnului, Doamne, dă-mi frumos sfințire, Doamne, dă-mi frumos putere. Am o vale acum prin viața mea. Oare n-ai putea să-mi trimiți o găleată de putere să trec valea asta? După aia nu o să te mai deranjezi prea mult, dar lasă-mă că știu eu ce să va cu puterea ta. Când, de fapt, eu am nevoie de Hristos, El este puterea mea. Eu am nevoie de Hristos, El este sfințirea mea. Eu am nevoie de lucruri de la Dumnezeu. Eu am nevoie de El să dumnească în inima mea. El este bucuria mea, El este pacea mea. Numai când El este pacea mea, mă întâlnesc des cu El. Dar aș vrea să nu mă întâlnesc prea des cu tine, că știi că eu mai cad. Am fost înșelați că Dumnezeu e polițistul. Când Domnul Iisus Hristos, de fapt, a murit pe cruce pentru mine. Îmi demonstrează în fiecare zi iubire, acceptare, iertare de păcate în urma pocăinței. Sfințirea nu înseamnă sensibilizare. Înseamnă schimbarea vieții. Sfințirea adevărată nu înseamnă că e, și nu e provizorie, ci e permanentă. Doar astăzi, acum la tineret, la final o să facem o rugăciune și acum o să vreau să mă manifest, Doamne. Dar mâine mi rușine la colegi, după atâtea zile în care am făcut tot felul de lucruri cu ei. Nu, sfinția adevărată este permanentă, nu e provizorie, nu e doar din când în când, nu e doar luni la tineret, dacă ai joi, dacă mă apuc, dacă vii duminică, dacă nu, la anumite, în anumite momente când ascult muzică creștină în mașină, atunci începe să-mi doresc eu sfințirea, Doamne. E permanent, în fiecare zi, Trebuie să arătăm prin viața noastră care este, de fapt, familia noastră spirituală. Cine ne este Tată? Cine, ne... Cine este stăpânul vieții noastre? Există este această măgire pe care o trăim noi astăzi. Să nu ne lăudăm cu lucrarea lui Hristos pentru noi. Dacă nu putem arăta lucrarea Duhului Sfânt din noi. Unior ne mândrim și spunem, uite ce a făcut Hristos, a murit și pentru tine, Hristos. Să mă cheamă, în primul rând, nu să te aduc pe tine la cruce, ci să mă aduc pe mine la cruce. Tu ar trebui să vezi lucrarea Duhului Sfânt din viața mea, în primul rând. Nu doar să spredi cum să faci, ce să faci în viața ta, ce decizii să iei. Hai, că zic eu un pic, am un pic mai multă experiență decât tine, uh, da, și atunci te învăț eu cam cum să faci. Nu, eu trebuie să, 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 să mă bucur de lucrarea Duhului Sfânt în viața mea, de schimbarea care o produce Duhul Sfânt în viața mea. Asta ar trebui în primul rând să caut eu. Vreau să închei, nu te lăsa măgit. În viața aceasta vei avea, avea suferințe. Dar pentru inimile frunte există crucea lui Hristos. Acolo există iertare de păcate, acolo este acceptarea, acolo este iubirea lui Hristos, care astăzi, cât se spune astăzi, încă mă acceptă. Mi-e rușine, știu, și mie mi-a fost rușine și mie mi-e rușine cu păcatele mele. Nu te lăsa înșelat, mi-e rușine, mi-e teamă, dar Dumnezeu oricum știe. Dacă era de pedepsit, dacă era de trăznit, erai deja trăsnit. Nu era la tinerea ta astăzi, nu mai erai pe pământul ăsta. Dacă era Dumnezeu să mă pedepsească, nu aveam ce să caut acum aici. E dragostea Lui că suntem aici. Și El ne dă astăzi acest har. Vino cu suferința ta, cu suferința inimitale, cu durerile inimitale vino și adule la cruce, adule la Hristos. Hristos nu este doar o altă variantă pentru o viață mai bună, ci El este neprihănirea de care noi avem nevoie. Noi nu ne putem înfățișa înaintea lui Dumnezeu cu faptele noastre. Noi nu venim la Hristos doar pentru o viață mai bună aici și acum. Eu am nevoie ca păcatele mele să fie iertate. Am nevoie să fiu îmbrăcat cu această haină a neprihănirii cu Isus Hristos. Să pot fi acceptată înaintea Tatălui. Nu te lăsa condus de și după senzații, ci lasă-te condus de Duhul Sfânt. El întotdeauna va căuta sfințirea noastră și gloria Tatălui și slava Tatălui. Vedeți, oamenii au păreri. Duhul Sfânt are adevărul. Noi oamenii avem părere, ne dăm cu părerea inclusiv de lucruri din Biblie. Duhul Sfânt are adevărul. Eu am nevoie să fiu condus, nu de păreri. Ai ascultat atâtea multe predici. De ani de zile mergi la biserică și ai impresia că ești condus de adevăr. Nu părerile oamenilor trebuie să-ți conducă ție viața, ci Duhul Sfânt trebuie să-ți conducă ție viața. Duhul Sfânt are adevărul. Nu te lăsa condus de părerile oamenilor. Fără Duhul Sfânt și cuvântul Domnului pașii noștri să știți că nu vor înainta. Va fi doar o impresia noastră că înaintăm. Va fi doar o impresia noastră că noi mergem înainte, ne simțim mai mult fără Cuvântul lui Dumnezeu, fără Duhul Lui Dumnezeu. Nu este este doar o amăgire. Că noi înaintăm în credință, că noi acum suntem mai aproape de Dumnezeu decât acum un an. Când nu ești călăuzit de Duhul lui Dumnezeu și nu, nu strâng cuvântul Lui Dumnezeu în inima mea, nu e vorba de, de înaintare, nu există înaintare, e doar o impresie a înaintării. Vedeți, avem această tendință, ca în inimile noastre rănite, rănite de alții, rănite de noi, rănite de lumea asta, avem această ispită, să, bă, să băgăm în inima noastră care este sensibilă, să băgăm spini. Fariseism, neg dureria. să un spin care știi ce vă face? Vă face să curgă mai mult sânge acolo. Vă face să te doară mai tare, că tu strigi și el nu te aude va face să te doară mai tare că tu faci și El nu intervine. Performanță, un alt spin îl băgau în inimă. Și ce va face și performanța? Religiozitatea noastră, așa zisa spiritualitatea noastră, și ce va face de fapt cu inima noastră? Va face să sufere mai tare și să fim cumva dezamăgiți de Dumnezeu când de fapt noi în inima noastră ne băgăm spin în loc să mergem la cruce cu inima noastră și să lăsăm pe El să ne o lege. Noi avem nevoie de Isus, Hristos care este expert în a vindeca inimi, dar nu doar a vindeca, ci a transforma inimi. Nu mai încerca să demonstrezi că tu ești, că tu poți, că tu ești tare, că tu... Noi suntem, eu pot totul în Hristos care mă întărește. Nu sunt tare singur, vă zic. Din punct de vedere spiritual, eu sunt un om supus slăbiciunilor sunt un om fără Dumnezeu. Știm așa de bine acea, acea ilustrație, o făceam la o altă predică, aduceam acea scobitoare și aduceam un copilaj micuț ca să se vadă fragilitatea mea și spuneam, scobitoarea asta sunt eu. Și spuneam și rugam pe copilul ăla, te rog frumos să o rupi. Și copilul o rupea imediat și spuneam, uite așa face diavolul cu mine. Și apoi îi spuneam copilului, mai stai, mai stai aici, scoteam o altă scobitoare, dar mai scoteam și un cui și le lipeam și dădeam și spuneam, acum rupe scobitoarea. Sunt tot eu, același material, același, același, sunt la fel. Și încerca copilul să rupă scobitoarea și zic, ce se întâmplă? Nu poți? Zice, nu, de ce? Cui acolo. Dacă vrei să stai în picioare, ai nevoie de Hristos. Nu de faptele tale, nu de performanța ta, nu de negarea suferințelor tale. Avem nevoie să venim cu inima noastră înaintea lui Dumnezeu, cel care ne cunoaște durerea inimii noastre și să-i spunem, Doamne, nu vreau să mă mai ascund. Doamne, îți dau inima mea care e făcută praf, am băgat în ea eu spine, am crezut că o să pot să mă vindec singur. Dar ți-o aduc, Doamne, că curge mai tare de acolo. E durerea mai mare. Nimeni nu mă știe. Sunt de mulți aici, pleci de aici și tot singur în inima ta, tot durere, tot în tot suferință, tot lipsit de scop, tot lipsit de viziune, tot lipsit, Doamne, dar eu de ce trăiesc? Lipsit de sens. De ce e lucrul ăsta? Nu e Hristos. Vorbeam cu Liviu ceva mai devreme înainte și spuneam cum am crescut noi, noi am avut un avantaj. Nu ca și cum ar fi mare diferență. Am avut un avantaj. Înainte, măcar că poate nu eram atât de băgați în seamă de părinții noștri, dar toți ieșeam afară și aveam relațiile astea cu copiii de afară, eram tot, toată ziua eram afară, ne jucam, vorbeam cumva și plus că eram foarte mult, foarte mult puși la lucru, lucram foarte mult și învățam și aveam responsabilități lucruri practice da? trebuia să... să nu știu, făceam gogoș, spre exemplu, aveam 15 ani, făceam gogoș pentru musafiri, uh, toate florile trebuia să fie udate pe când venea tata de la serviciu. Adică erau lucruri, te să bați covoarele, te să faci curățenie, te să muți în, ca în, camera ta, să faci curățenie lună și vechi. Erau niște responsabilități carnice și cumva lucrul ăsta îți dea o satisfacție, erai util în casa respectivă. Astăzi și ce se întâmplă cu generația asta, pe lângă faptul că părinții nu mai au timp să stea de vorbă cu inima ta și ce se întâmplă, nu te mai simți util, nu mai ai relații cu ceilalți, ești pe telefonul tău, nu mai ai, nu mai ai tangență cu ceilalți. Nu mai e cui să te în inima ta și nu te mai simți util. Doamne, eu de ce trăiesc? Eu pe cine ajut? Înainte spuneam, măcar m-am ajutat pe mine, mi-am făcut camera mea, mea curățenie, măcar am făcut ceva, am pus acolo în grădină ceva, am văzut că asta este pomul meu, am văzut că rândul ăsta eu l-am pus de roșii, de cartofi. Tu nu mai faci asta, asta. Și nu te mai simți util în inima ta. Și ai impresia și diavolul te înșeală, tu ce, de ce mai trăiești? Cei cu tine nu vezi că nimeni nu te caută, nu vezi că nimeni nu te bagă în seamă, ce cu tine? Vreau să spun că Isus Hristos este astăzi aici la poarta cerului și te caută, te strigă. Nu te mai ascunde, nu se mai ascunde durerea că El a murit pe cruce tocmai ca să ne vindece durerile noastre. Nu te mai lăsa amăgit că oh, am nevoie de Hristos doar, doar doar pentru carcasa asta, doar pentru aici și acum, doar pentru pământul acesta, nici vorba de așa ceva. Eu am nevoie de Iisus Hristos pentru că inima mea este varză și am nevoie pentru ca să pot fi cu El în veșnicie, o veșnicie întreagă. Și am nevoie de Duhul Sfânt. N-am nevoie de manifestări senzoriale. Dacă Duhul Sfânt va dori să mă vindece într-un mod extraordinar, El mă va călăuzi într-un anumit loc. Nu oamenii mă vor călăuzi în anumite locuri, ci Duhul Sfânt mă va călăuzi. Dacă Dumnezeu vrea să-mi vorbească prin prorocie, Duhul Sfânt mă va călăuzi într-un loc în care El mă va vorbi. Nu am auzit că acolo și oamenii și daruri și extraordinare. Nu te lăsa condus doar de oameni, lasă le condus de Duhul Sfânt. Există prorocie adevărată, există eliberări adevărate astăzi, există vindecări extraordinare că Dumnezeul nostru nu se schimbă. El este același ieri, astăzi și în veci. Dar fi condus de Duhul Sfânt, nu de om. Lasă-te condus de Duhul Sfânt. Și aș vrea să ne rigăm în picioare acum la final. Și aș vrea să ne rugăm tocmai pentru lucrurile acestea. Aș vrea să-i spui, în, acum știu că se va fi rușine poate de cel din stânga și din dreapta, măcar în, inima ta, în mintea mea, în mintea ta, în gândul tău, să-i să spunem Domnului, Doamne, ăsta sunt, Doamne. Doamne, ăsta sunt, am, am o inimă rănită, am nevoie de vindecarea ta, Doamne. Am nevoie, Doamne, de Tine, de fapt. Nu mai vreau spiritualitate falsă, nu vreau fățărnicie, Doamne, că nu mă ajută cu nimic. Vin la tine, vin la crucea ta. Și te rog frumos, doctore suprem, ia și cazul meu în mâna ta. Te rog, ocupă-te tu și de inima și de sufletul meu. Și vreau să fiu călăuzit de Duhul tău cel Sfânt. Te rog, toarnă în mine, umple-mă cu Duhul tău cel Sfânt și cu cuvântul tău. Haideți așa cum stăm să ne rugăm Domnului.